venit la proful meu, e cu probleme de matematică, după scurte pauză. Ați văzut că se regret avea în grai? Cât regret avea în grai? E doar vreo jumătate de oră, da? Da. Ia unui copil din clasa 10-a. Da. Da. Haideți să adunăm fracțiile următoare. O doime... Stați puțin. Plus 5 treimi este egal cu... Pot eu, am uitat. Pot eu, profu. Te rog. Dar cea mai mică, să găsim cea mai mică. Deci, sigur că trebuie să găsim. Bine, găsi... știu eu care. Cum? Trei, asta merge de data asta, 3 ori 2 și deci, 2 ori 3. Numitorul comun este 6, da? De data asta cel mai mic număr la care se împarte și 2 și 3 este 6. Și atunci amplificăm pe asta cu cât? Cu... Cu 3 și pe cealaltă cu 2. Și acum zicem, ia după amplificarea fracției, 1 pe 2, hai să o iau deoparte, 1 pe 2, amplificând-o cu 3, devine 3 ori 1, 3, 3 ori 2, 6. 3 pe 6. Da. Și la cealaltă 10 pe 6. Și 5 pe 3, prin amplificarea 1 cu 2, devine 10 pe 6. Ce fericiți suntem că am același numitor. Și rezultatul este 13 pe 6. Deci voi scrie aici cam așa. Cât? 3 pe 6 plus 3 pe 6 plus 10 pe 6 și este egal cu 13 pe 6. Lichi, ți-ai amintit acum? Nu. Deci, nu ți-ai amintit, nu? Hai să mai continuăm. Eu da. Deci cum se adună două sau mai multe fracții. Trebuie să aflăm cel mai mic număr la care să se împartă ambele, da? Cel mai mic număr la care să se împartă ambele sau toți numitorii, dacă sunt mai multe fracții. Am să vă dau acum 1 pe 30... Poți să dau eu după 1? 1 supra 32. Așa. Plus 3 supra 5 minus 1 supra 7 70. 1 supra 70 egal cu? Cred că știu. Le descompunem, mamă. Asta e. Nu degeaba am făcut descompunerile. Deci, ideea de bază a o fost asta. O să descompun 32, vă rog, Mă conduceți, am spus. Fășe. Mă conduceți și 32 împărțit la 2. 32 merge prin... Mergem prin 2, prin 4, prin 2, prin 4. Hai, te rog, toată lumea. Mă conduce Riche. Da. Hai, și lucrezi, Riche. Dar nu așa vorbesc înainte. Te rog să lași așa, că de aia am făcut descompunerea mai devreme, da? Ăsta e motivul. Deci prin 2, da? 2 în 3 o dată. Da. 2 în 12, 6 ori. Iar prin 2, 2 în 16 de 8 ori. Iar prin 2, 2 în 8 de 4 ori, iar prin 2, 2 în 4 de 2 ori și iată 2 și 2 în 2 odată. 2 în 2 odată și gata. Deci, 32, am constatat că 32 se scrie ca fiind egal, Nichita, rog să-mi spui, 32 egal cu? 2 la puterea 1, 2, 3, 4, 5. 2 la 5-a. De ce? Sunt 5 de ale 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 la 5. 2 la 5. 2 la 5. Așa trebuie să scrii. Nu, nu 2 ori 5. Că 2 ori tot aia. Cum să fii tot aia? Că 2 la 5 înseamnă 2 ori 2 ori 2. De 5 ori. De 5 ori, ca să duc la 32. Și de asta 10. Deci, dacă zici 2 ori 5, fac 10 și e o tâmpenie, e o prostie mare. Hai să vedem mai departe. 5. 5 se mai descompune? Nu. 5 egal cu 5. 5 egal cu 5, că nu are descompunere. Da? 70. 70. Mai e minte, rog. 70. Descompune 70. Se poate în 5, în 10, în 2. 70 se poate 10. În 5. Prin 5 mai întâi, da? 5, 5, ultima cifră e 5.
5 în 7 merge de o dată. 5 în 7 o dată, unor 5 și 5, rămâne în 2. 20. 5 în 20 de? 5 în 20 merge de 4 ori. Așa. 14 merge în... Prin cât? Prin 2. Prin 2. Așa. 2 în 14. 2 în 14, 7. Și 7. 7 merge prin nimic, prin 7. Deci 7 și 7 în 7, 1. Deci asta rămâne, da? 5 ori 2 ori 7. 7.000. Deci să scrim și pe 70. 70 egal cu 5 ori 2 ori 7. Și știi cum facem, propușe, cum facem? Deci, cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic număr. Să vă dictez. Cât este? Facem. 2 la 5 ani. Din cei comune luăm pe cel mai puternic. Nu, 2 la 5 ani. 5 ani. Ori 5. 5. Așa. Ori 7. Ori 7. Ori 7, da. Ori lor 2, că pe 2 l-am luat odată. Da. Deci dintre cei comune luăm pe cel cu exponentul cel mai mare, da? Și luăm și pe cei necomuni. Până ar 7, nu l-am mai luat. Nu l-avem decât o singură dată și îl luăm, da? Da, da. Iar dacă ar fi fost 5 la 1 și 5 la 2, luăm pe 5 la 2. Da. Dar 5 la 2 nu ne dă 10. 5 la 2 e 5 ori 5. Ăla de sus îmi spune, Noemi, hai să clarificăm lucrurile astea. 5 la 2 îmi spune ăsta de sus de câte ori îl scriu pe 5. A, dar e 2 la 5. 5 ori 5. Da? Profă, dar e 2 la 5. A, dar 2 la 5 ce înseamnă? 2 la 5 înseamnă 2, ori 2, ori 2, ori 2, ori 2, de câte ori? De 5 ori. Și cât face? 4, 2, 8, 2, 16, 2, 32. Păi 5 ori 5 nu face 3 ori. Păi da, una e 5 la a doua și alta e 2 la 5, sunt lucruri diferite. A, bine. Da? 5 la a doua e 5 ori 5 care face 25. Iar 2 la 5 este 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 5 ori, și face 32. Bă, dar ce acum trecem? 2 la 5 este 35. Păi, putem să fac chestia asta, bă, cum? 32 ori 5. Bine. Băi, nu mai insista că nu mai scot pe nimeni astăzi. Da? Deci toată lumea scrie pe caițel ca să avem pe caițel scrise și lucrurile acestea. Corect. E perfect, nu? 32. Ori 5 vine, mi-a dat 160, 160 ori 7, mă doare capul. O, face 160 ori 7, mă? Acolo pe cheția. Poți să faci. Bine, și vă dictez eu. Da? 160 ori 7. Deci, hai să vedem încă o dată. 160 ori 7. Sigur, 32 ori 5 fac 160? Da? 32. Hai să ne convingem. 32 ori 5. 5 ori 2, 10. 5 ori 3, 15 și cum 60. 160 ori? Ori 7. Vă fac eu asta. Așa. 160 ori 7. Așa. Da. 7 ori 0, 0. Da. 7 ori 6, 42. Deci 4 vezi. 7 ori 1, 7 și cu 2 și cu 4 sunt liniștită. 11. 1120. Deci, numitorul comun este 1120. 1120, da? Acum, pentru că sunt cel mai deștept, voi spune cel mai bătrân. Vă dați seama ce modest este? Da. Nu, n-ați întâlnit doar ca el. În al doilea nu există. Cel mai deștept este el. Ok, acum facem. Da, facem. Cu cât amplific pe prima? Cu 1120 împărțit la 32. Dacă noi deja știm rezultatul care este... O să mergi la tablosare? Eu pot o făcut. Acoperiți-mi. Nu știi, eu dar tu nu știi ce să fie. Da, acoperim 2 pe 5, pentru că 2 pe 5 formează 32. Și rămâne 5 ori 7, 5 ori 7 face 35. Deci 35, am început cu 35. Am înțeles. Iată ce șmecherie a pus el la punct. Atenție, atenție. Și-a amintit chestia asta.
În mod normal, ar trebui să bag pe 1120 la 32, da? Și merge. Hai să facem, Ștefi, împreună. 1120, poftim la altă. 1120, capul sus. 1120 împărțit la 32. 32 în 112. Merge de 3 ori. Că 3 ori 10 ori 30, 9, 3 ori 10 ori 3. Da, de 3 ori. Da, 3. 3 ori 2. 3 ori 2, 6. 3 ori 3. 3 ori 3, 9. Și 6 din 12. 6 din 12 de 6. 6. Nu de 6 ori. Nu, 7. Rămâne 6, 4, da? 5. 6 din 12. Da. 6. 9 din 10. Că 9 din 10, 1. 1. E bine 16, da? Coborâm pe 0. Și 32 în 160 merge de 5 ori. Da, 5 ori. Da. 5 ori 2, 2, 10. 5 ori 3, 15 și 1, 16. Vezi? El a spus deodată rezultatul. Da. Asta e foarte tare. Deci, ca să nu mai facem împărțirea lui 1120 la 32, ia uite cum a făcut. S-a uitat la 32. 32 este 2 la 5. A pus mâna pe 2 la 5, l-a acoperit. Și i-a rămas doar 5 ori 7. Da? 5 ori 7, 35. Da. Și de aceea știu că amplificăm pe 35. Da, corect. Ricky, cu cât amplificăm? Pot eu, pot eu. Cu 224. 224. Nu, no, nu. No. De unde? De unde 224? Că ai repetat pe el. L-a înghicit. Nu. Bună oară. Păi, la acoperim pe 5. Așa. Și ne rămână 2 la 5. Ori 7. Ori 7. Adică 32 ori 7. Da. 32 ori 7. Pot face eu. Vă conduc eu. Da. Deci 32 ori 7. 7 ori 12, 41. Mulțin 7 ori 3, 21. 21 cu 1, 22. 224. Deci aici amplificăm cu 224. Da. Ștefi, altfel, dacă nu ne prindeam de chestia asta, trebuia să împărțim pe 1120 la 5 și ne dădea la împărțire 224, da? Da. Așa. Acum, hai să vedem la 70 cum am putea Ștefi. Eu, că nu știu Ștefi. Da? La 70. Hai să vedem Ștefi. 70. Cu cine este egal 70, Ștefi? Cu 5, ori 2, ori 7. Deci, pe 7 la acoperi. Îl lăsăm pe 5, de la 2 la 5. Da. Cu 16 proful. Și ne-au rămas... Pot spune eu? Ne-a rămas 2. Un 2 care din 2 la 5 a scădea un 2. Și vine 2 la 4. 2 la 4, foarte bine. Este egal cu 16. Face 16. Rezultatul va fi 16. Dar să ne convingem că așa este. Da. Hai să împărțim acum pe 1120, Ștefi, te rog să mă ajuți. La cine îl împart pe 1120? La 70. 70. Ei, prin 10 da, împărțim da. Repede. 7, 19 merge odată. Odată. 1, 7. 7, 7. 11 minus 7, 4, 42, 42 7, 6 ori. De 6 ori. 6 da, într-adevăr, 16. Vedeți? Deci este excelent, excelentă ideea. Și fără mite. Așa. Bun. Și acum zicem, 35, punem numitorul comun, 1120, toată lumea. Adică, gata, copiii, nu mă supărați. Tata aude. Am 4 camere, nu da. Pot să fac ceva. Da. 1120, da? Și acum am plătit că 35 ori 1, 35. Pot spune 224 da? Ori 3? 3 ori 4, 12, 2 schimb 1, rețin, 3 ori 2, 6 și cu 1, 7 și 6. 6. Și plus, minus, minus 16. Da. Da? Și egal mai departe, numitorul rămâne, nu? 1120. Și acum adunăm pe ăștia și pe unul scădem pe 6, 16. Ștefi, 5 și cu 2,
5 cu 2 e 7. 7 minus 6. Nu, adună pe ăștia. 5 cu 2 e 7. 7 plus 3. 7 plus 10 adunăm. Da, 10, 0 și 1 și păstrăm. Și cu 6 e 7. 7. 7 este 7 minus 16. Și este egal cu... Hai să facem scăderea. 7 minus 6 1. 0 nu se poate, ne împrumutăm 10 minus 1. 9. Și 7 minus 6. Și rămas 6. Da, 6 că ne-am împrumutat. 691 supra 1120. O fi asta, o fi fracție ireductibilă? Reductibilă, nu contează, aprobuzați-ne... Nu. E ireductibilă. Vreau să vă spun un lucru. Când, Ricky, când dumneavoastră a spus că data... Că urmărește. Da, aude, așa, Ricky trebuia să spună, vă dau mită. Da. Cum spune de obicei. Atenție. Cum e ireductibilă? Vreau să văd dacă fracția este ireductibilă, adică dacă mai este simplificabilă. Da, mai este. Care fracție? În mine. 691. Da? 691. În 2. Prin 2 e prea jos. Ăsta de jos vrea, dar ăla de sus nu vrea prin 2. Știu eu prin ce. 6 cu 9 face... nu, 9 cu 1. Dar mai întâi merge... 16 în 3 merge de... Nu merge. Aia e, că 16 nu este un număr ca să împartă la 3. Iupi. Dar ăsta de jos... Pe 5 ori ăla de jos, dacă ăla de sus... Ăla de jos, dar trebuie să meargă prin același lucru. Este ireductibilă. Să vedem dacă este ireductibilă. Să vedem dacă este ireductibilă. Pentru asta, haideți să-l descompunem pe 691. Să vedem ce divizor mai are 691. Putem? Nu, păi mă dirigez. Bine, mă dirigez eu. Bine. 691, acea bară frumoasă... Așa. Și 691 prin... Ia să vedem, 691 prin 2 nu merge. De ce nu merge prin 2? Deoarece nu este număr par la sfârșit. Prin 3? Nu. Nu merge. Prin 5? Nu. Începem. 7. Pot să mă conduc eu? Da, 691 prin... 7 în 69 merge de... De multe ori. 7 în 69 merge de 9. Cred că de... 7 ori 9, 63. 7 în 69. 9. Scrieți, propun. 9. 7 ori 9, 63. Da, 63. Păi lucrează și tu. Nu facem descompunerea. Facem împărțirile acelea, știi, bine. 691 împărțit la 7, da? 9 și 63. Și acolo ne dă... Stai, 61. Da, 6. 61. Mai merge de 9 ori? Nu, merge de 8 ori. 56. 8 ori 6. 8 ori 6, 56. Da, 7 ori 56. Da. 6 din 11. Adică, da, acolo ne dă... 6 din 11, 5. 5 și nimic. Iată că 691 este scris în clipa asta. Ca fiind 7 ori 98 7 plus 98 5. Plus restul 5. Să-l încercăm prin cine după 7? Prin 9. Nu prin 9. Prin 11. 11. 11 este, da? Ștefi, te rog, mă ajuți? Acum. 691 prin 11. Egal cu? 11 în 69 merge... Adică... De? Da. Ca unul în 6, de 6 ori, da? 6 ori 11, 66. 66. 9 minus 6, 3. Și nimic. Îl coborăm pe 1. 11 în 31 merge de 3. 33 ar trebui să fac. 2. De 2 ori. 2 ori 11, 22. 11 minus 2, 9. Și nimic. Și nimic. Deci, iată că 691 este scris ca fiind 11 ori. 11 ori e 62 plus 9. Plus 9. Din păcate. Acum eu. Da, 691. Împărțit la 17. 13. 13. 13.
13? Merge de 3, nu de 3 ori. Ca 1 în 6. Merge de, stați, de 5 ori, cred. Hai să vedem. 5 ori. 5 ori, 3. 2, 15, 5, 1, 5, 5 ori, 1, 5 și cu 1, 6, 65, perfect. 4. 4. Coborâm pe 1, 13, am 4 și... în 41 merge pe... 2. De 3 ori. De 3 ori. 3 ori. Da. 3 ori 13. 39. Da. Așa. Și rest 2. Restul 2. Încă 691 putem spune. 691 putem spune că este egal cu 13 ori 53 plus 2. Plus 2. Nu, dacă nu ai. Așa. 691, la care e următorul număr? Prim? Vă spun eu? 17. 17. Ștefi, te rog. 691 împărțit la 17. 1, 6, 6. Ca 1 în 6, de 6 ori, dar e prea mult, că vine 7. A, da. 17 în 69 merge de... Nu, de 5 ori. Nu de 5 ori. Eu zic de 3 ori. De 3 ori. Hai, de 3 ori. 3 ori 7, 21. 1 scrie în perete. 3 ori 1, 3 și cu... 2, 5. De ce? 1 din 9, 8. 5 din 6, 1, 18. Mai merge o dată. Mai merge o dată, e 4 ori. Vezi, vezi, nu ești 2. Da, mergem încă o dată. Și 47. Știu eu când ne dă. 47, 28. Și 4 în 4 și cu 2, 6. Hai, Ștefei. Acum. 68. 1. Da. 11. 17, 11. 11. De 0 ori. 0 ori. Și rămâne restul 11. Da. Așa, da, vom scrie că 691, te rog, vorbește. 691 egal cu 17 ori 40 plus 11. Plus 11. Acum, 691 împărțit la... A fost 17, împărțit la 19. La 19. Așa. Și 19 în 69 cred că merge și presupun că merge de 4 ori. De 4 ori? Nu, de 5, de 3 ori, de 3 ori, profu. Că da. De 4 ori e prea mult, ați văzut că... Deci, da. La 17 deja aproape ajungea. La 40, da? Nu poate scrie 40 și la 9. De 3 ori. 3 ori 9, 27, 7 scriu 2 de țină și 3 cu 2, 5, 57. Așa. 9 minus 7 ne dă 2 și acolo ne dă 1. Da. 121 19 în 121 merge de... Cred că merge de... E vreau să zic de 10 ori. Merge de... Ca și cum ar fi 20 în 120. De 6 ori. De 6? De 19 și până vin 20. Ca 20 în 120 de 6. De 7. Nu-i prea mult 7. Uite, eu zic că e prea mult. Mergem pe 6 ca să nu mai pierdem timpul și să vedem dacă ne dă... Mai mărim după aceea, da? 6 ori 9. Eu? Da. 6 ori 9, 54. 4 scriu 50. 6 cu 4, cu 5. 6 ori 6 și cu 5, 11. 4 din 11. Din 6. 4 din 11, 7. 7. Pe 4 din 10, 6 și cu 1? A, da. 7, cum fa- după tehnica ta. Acolo 0. 1, nimic, nimic. Ăsta e restul. Deci vom spune că 691 este egal cu... 691 egal cu 19 ori 36 plus 7. Plus 7. Care este numărul prim după 19 următor? Numărul... 21. 23. 21 are un 3. Da. 3 ori 7, 21. Deci are divizor. Noi căutăm numele prime. Deci vom spune că 691 împărțim la... La cine împărțim pe 691? La
23 parcă ai spus. Da. Te rog. 23 de 69. Merge. Eu nu spun de 3 ori. Spune da, de 3 ori. Da, de la 3 ori. Merge de la fix. La fix, așa este. 3 ori, 3, 9. 3 ori, 3, 3, 6. Nimic, nu călcovărăm pe 8. Așa. Restul 1, nu? Și? Și? Da. 0. Da, da. Neapărat? Că nu zicem... A fost o mare prostie. 23 în 1 de 0 ori, deci fii 30, nu mers câtul 3. Rămâne 3, că ar fi o trăznaie cât casa. Deci 691. 691 este egal cu cât? Cu 23. 23 ori 30 plus 1. Plus 1. Și iată 691. Acum, 691 împărțit la 20, nu la 27, la 29. 691 la 29, da? Uh-huh. La 29, da. Și ne dăm. Hai, vină și tu, vină și tu, că să vezi lucruri interesante. Come on. Bună ziua. Bine de dor. Da. Ia-și tu loc în bancă, facem niște lucruri foarte interesante. Aflăm dacă un număr este prim sau nu. Deci, avem numărul 691, să studiem, să vedem dacă este număr prim. Ce înseamnă un număr prim? Să nu mai aibă divizor decât pe 1 și da. Să pe el însuși, da? Așa. Merge de 2. Încercăm la 29 acum, dacă se bate. De? Câte ori? De 2 ori, da? Da. 2 ori 9. 18, 8, scriu 1, mețin. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. Așa. 9 minus 8, 1, 5, 6 minus 5, 1. Număr prim. Și cobăgăm și pe 1. 29, 911, 11. 29, 911. 8 ori, hai să încercăm de 8 ori. Aici, da. 8 ori, 16. Nici 6. 6 e 7 mult. 7 ori, 5. De 5 ori, 5 ori, 3, 15. Nu. 29 eu îl văd ca și cum ar fi 30. Și mă gândesc, 111 împărțit la 30, de 4 ori să încerc. Dar 4? Da? De 4 ori. 4, 8, nici 9, nu e 120. Hai să 4, vedem. 4, 8, 9, 36. 6 scriu, 3, 8. 4, 8, 2, 8 și cu... 4, 8, 2, 8 și cu 3... 11. Nu a depășit. N-a de mers 3 de 4 ori. De 3 ori. De 2 ori. Ba. 3, 9, 27. 7 scriu, 2, 8. 3 ori, 2, 6 și cu 2, 8. 3 ori de 6 cu 2 ori de 8. Așa. 7 din 11. 7 din 11 vine 4. 4? 10 din 7. Au. 7 din 10. 7 din 10, 4. 7, 3 și 1, 4. Da. 8 din 10. 2 și cu... Da, 2. 2 și nimic. Restul este 24 și bine. 691 egal cu... Iată că 691 este egal cu... 29 ori 23 plus 24. Așa, 29 ori 23. Mai continuăm împărțirea? Nu! Am ajuns la un cât care e mai mic decât împărțitorul și acum o oprim. Concluzia este că 691 este număr prim. Dacă ăsta nu are niciun divizor, mai poate simplifica fracția asta? Păi, n-am niciun divizor. Nu mai pot simplifica fracția. Yeah. În concluzie, 691 pe 100, 1120 este ireductibilă. Este ireductibilă, da. Nesimplificabilă. Nu se poate simplifica, nu putem ajunge la una mai simpluță. Așa cum spunea Noemi, îi plac fracțiile acestea. Da? Îți plac fracțiile acestea, mie nu-mi plac deloc. Da, iată, haide să vedem ce lucruri minunate am putut face noi aici. Am avut de adunat fracțiile acestea. 1 pe 32, plus 3 pe 5 și minus 1 pe 70. Nu știam cum să aflu numitorul. Pentru asta, l-am luat pe 32, l-am descompus. Am văzut că e 2 la 5. L-am luat pe 5, nu mai are alt divizor. 70, l-am descompus și pe el. Și în final am ajuns la cel mai mic multiplu comun, 1120, iar ca să vedem cu cât amplificăm pe fiecare în parte,
Am împărțit pe 1120 la 32, la 5 și la 70. Acolo ați văzut și mecheria aceea, da. Foarte interesant. Haideți să mai vedem încă niște fracții de adunat și să urmărim dacă fracția la sfârșit este ireductibilă sau nu. Adică încercăm să o aranjăm cât mai mică, da? Să spunem cu numere cât mai mici, să fie echivalentă. Pe scurt, să ajungem la fracție ireductibilă. Ia să vedem. 32. Da? S-a făcut timpul? Da. Da. Pentru asta ne oprim aici. Ce spui, Ricky? Una, câte apeși?